Andrei, mă auzi? Te aud. De văzut nu te aud. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Dar mi-amintesc bine ce s-a întâmplat înainte, în ultima zi. Ucide! 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 De ce n-ai executat Norfolk la comandă? Răspunde că te ia mama dracului. De seară intri în gardă. După ce ieși din post, ai o săptămână de carceră. Am să mă ocup personal de tine. Ai să blestem clipa când ai cunoscut. Fac un zleu din tine. Ce zici, doctore? S-ai terminat. N-a rezistat experimentului. S-a țicnit. Dar și dumneata exagerat. Ce? Ucideți, ucideți, ucideți. Cu ăsta am dat greș, e clar. Poate deveni periculos, trebuie trecut pe linie moartă. Trebuie să uite tot ce a aflat aici. Eu tot cred că simulează. Ah. Lasă. Ah. Am eu act de cojocul lui. Ucide! 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 Doamne, ce coșmar am avut. V-ați luat așa de dimineață? Bună dimineața! Aș vrea să vă spun ceva. N-am timp, iertați-mă. Mă rog. De obicei îmi luam măsuri de siguranță. Domnul asistent, iar vă deranjez. Ați auzit zgomotul de azi noapte? Sticle sparte, vulcane.
puteai opri de aici, dă-i drumul de aici. În acea zi l-am văzut în carne și oase pe necunoscutul care mă vizita în desele mele coșmaruri. Despre ce vorbim azi? Te rog. Despre jurnalistică. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb ceva. Da. Ce este jurnalistica? Este o literatură a realului? Bună ziua! Bună ziua, domnule Deca! Doi reprezentanți ai ministerului vor să asiste la seminar. Sigur că da. Poftiți! Las loc! Las loc și dumneavoastră, domnule Deca! Mulțumesc! Continuă! Literatura și jurnalistica se pare că trăiesc o aceeași dramă. Opera literară se teme de a nu fi percepută drept reală. Opera literară se teme de a nu fi percepută drept reală. Iar opera jurnalistică se teme de a nu fi percepută drept ficțiune. Opera jurnalistică se teme de a nu fi percepută drept ficțiune. Și literatura, și jurnalistica mistifică realul. Și literatura, și jurnalistica mistifică realul. Auzi ce prostie, criminalul suprem. Toate mințile. O face pe grozavă. A citit prea multe romane polițiste. De ea crede mereu că e un marit. Abia acum s-a întâmplat ceva neașteptat. M-am trezit cu el într-un restaurant. Hai să bem. Nu stai, 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 nu beau. Mă rog. Da. Sunteți un om fericit în lumea mea. De ce? Ce n-aș da să fiu în locul dumneavoastră? Eu, ca să uit, trebuie să not în Rom.
Hai, încercați să vă împrieteniți cu paharul. Hai, hai. Alex. Hai. Vedeți ce ușor a fost? Fane! Încă un rând. Știu că n-aveți bani. Fac eu cinste. De unde știți dumneavoastră că n-am eu bani? Unul ca mine trebuie să fie bine informat. Informat? Da. Meseria mi-o cere. Dar cu ce vă ocupați dumneavoastră? N-am făcut nimic toată viața, domnule. Alții s-au ocupat de mine. Și strașnic s-au mai ocupat. Îmi cer scuze. Cu cine am totuși onoarea? Ce importanță are? De ce să ne încărcăm memoria cu nume? Mai ales că pe al meu îl veți uita imediat, dacă suferiți de amnezie, nu? Dumneavoastră, cred că sunteți cel care mi-a apărut în coșmarul pe care l-am avut azi noapte. Am fost coșmarul multora. Eu am senzația că mă urmărește cineva. Astăzi toată lumea se simte urmărită. Nici mai mari zilei nu sunt așa liber cum crede ei că sunt. Eu vorbesc serios. Da. Și de când aveți senzația asta? Am senzația asta de când am început să scriu o carte. Aha. Cartea se numește Criminalul Suprem. Interesant titlul. O carte polițistă. Nu e polițistă, deși eu mă nebunesc după romanele polițiste. Este vorba de întâmplările prin care am trecut eu în viața mea și... Lăsați gândurile negre, lăsați. Fane! În curând! Aș vrea să mă adresez cuiva, pentru că simt... Sunt așa o hăituială, poate unui detectiv particular sau... De ce nu unui ziarist? A, nu, sunt sătul de ziariști, nu. De ce? Pentru că mint? Nu toți. Sau că sunt superficiali. Unii din ei sunt tobă de carte. Și atunci de ce se fac ziariști? Parcă există vreo deosebire între literatură și jurnalistică? Nu există. Formidabil, domnule. Știți că un student de-al meu susține același lucru. Eu sunt asistent la universitate și am un student care susține același lucru. Deștept, băiat. Credeți? Sunteți un om învățat. Vreau să vă pun o întrebare încuietoare. Spuneți-mi, pământul era mai greu pe vremea dinozaurilor? Nu am gândit niciodată. Nu, fiți liniștit că nici eu nu știu răspunsul. Nimeni nu știe să răspundă. Nici măcar cum arătau dinozaurii. Ba da. Știm că s-au găsit schelete. Aiureli, nu arătau așa cum îi știm noi din cărți sau din filme comerciale. Am cunoscut pe cineva care a făcut și o crimă din pricina lor. O crimă? Noi ne închipuim pe dinozauri ca niște ființe disproporționate cu capul mic. Ei bine, prietenul acela al meu susținea că sunt niște ființe foarte bine proporționate. Nu degeaba au fost odinioară stăpânii planetei.
Aveau capul foarte bine proporționat față de trup. Aveau creier, domnule. Spuneți-mi, chiar au omorât pe cineva? Da, pe un așa zis savant, care nu pierdea nicio ocazie să râdă pe seama dinozaurilor. Dormesc că a fost prins, nu? Da. Și n-au să-l prindă niciodată. Interesant titlu. Cum spuneați că se numește Criminalul Suprem? Nimeni n-a scris niciodată nimic despre cel mai mare dușman al nostru. Domnule, asta e chiar ideea cărții mele. Aveți curaj, domnule, să scrieți despre așa ceva. Vă felicit. Aveți mare curaj. V-aș putea invita pe la mine, dacă vreți. V-aș putea citi niște pasaje, niște pagini, dacă... De unde știți că n-am citit deja? Am glumit, domnule. Am glumit. Ah, scuzați-mă, cric. Ați dat un telefon, nu? Nu. Cum nu? Parcă v-am văzut vorbind la telefon. Mi s-a părut. Fane! Mai adu un rând. Am chei pentru orice, uși, seifuri. Nu mai pot, mesa abia începe. Nu mai pot să beau, nu mai pot să beau. Mâncați aș curata dacă ceea ce spun eu nu e adevărat. Fii atent aici la mine. Matale, ai avut o cumpănă? Peste câteva puncte o să mai ai una. Amare, și ai de o bagnotă în el. Da! Da! Nu, acum că sunt ocupată, măi! Ia să nu mai sunt ocupată. N-am parte de lumânarea mea la moarte, cum vă spuneam. Dacă nu, ceea ce vă spun eu este adevărat. Ia fii atent la drum de seară, pe drum, o să... Dar ce-ar fi să-ți ghicesc eu? Uite ce zice aici. Zice că du-te repede acasă, altminteri mori în junghiată. Da, de ce mâncați așa, ghiței? Că ceea ce... Hai. Astă-mi bucurile iadului să faci buba neagră pe buca stângă. Hai, măi! Carbonizata asta mi-a stricat tot cheful. Mie... Fane! Mi-e rău, mă. Întristarea! Nici nu știu cum am ajuns în garsoniera necunoscutului. Nu păreți încântat. Hârtie risipită de pomană.
nu vă plac ziarele. Știrea de ieri e înlocuită cu cea de azi. Cea de azi va fi înlocuită cu cea de mâine. Iar ziariștii nu ia nimeni în seamă. Vai de mama lor. Într-adevăr, stimate domn. Uitați-vă ce scrie în jurnalul ăsta. Anul trecut, în 19 țări ale lumii, au fost asasinați 71 de ziariști. 80 ziariști sunt în închisorile din 18 țări. Cenzura e aplicată în 103 țări. Bine o duce ziariștii că trăiește ca miniștri. Spuneți-mi, pe tipul cu dinozauri nu l-au prins, totuși? Nu, n-au cum. Vreau să vă arăt ceva extraordinar. Hai să intru. În copilărie eu am văzut multe filme aici. Erau filme de război în care câștigau mereu aceiași. Asta e bună. Vă revine memoria. Ce zac cărțile astea aici? Au fost aduse aici din bibliotecile unor mari cărturari. E o crimă. Cărți interzise. Cum să interzici o carte? La o nouă istorie trebuiau cărți noi. Despre muncitori care depășesc planul. Și despre țărani care obțin recolte bogate pe pământurile colectivei. Totuși, vremurile s-au schimbat. Ar trebui făcut ceva, nu? Nu le putem lăsa să zacă acolo. A uitat de depozitul ăsta. Dumneavoastră, cum ați aflat de depozitul ăsta? Sunt bine informat. Vă spun, este o crimă să stea cărțile astea aici. Este mare crimă. Cui pasă? Da. Pe mine spectacolul ăsta mă înfioară. Aș vrea să plecăm de aici, dar... Vreau să vă mai arăt ceva. Nu vă fie frică. Un spectacol magnific. Intrați într-o altă lume.
să știe totul despre noi. Prezintă povestea unei fete oarbe. Care a fost răpită și silită să se prostitueze. Când a apărut cartea asta? Scrie pe copertă. 71. Da, cazul a apărut în ziarul de azi. Spuneți-mi, aici cărțile se cumpără sau se împrumută? Cum ați ajuns aici dacă nu știți asta? Nu faceți parte din sistem? Carte formidabilă. Păcat că nu-i terminată. Abia aștept urmarea.
că n-ați ajuns în apă. E rece ca gheața. Aici, aici vă puteți încălzi. Cred că doreați să vă luați zilele. Ăsta-i mare păcat. Mulțumesc. Plecat? Plec, da. Carbonizata asta mi-a stricat tot cheful. La 28 de ani, cea mai mare bucurie a mea era cartea și nu realitatea înconjurătoare de care mă feream cu o inexplicabilă teamă. Însingurarea și necunoașterea vieții mă făceau orgolios și socoteam cu trufie că simțămintele mele sunt mai importante decât ale celorlalți. Și atunci preferam să mă retrag printre cărți, convins că acolo nicio nenorocire nu mă poate atinge. Dragostea mea pentru cărți devenise o boală și trebuia să vină și ziua evadării mele din preajma lor. Și m-am apucat de reportaje și de anchete pentru ca să mă amestec printre oameni, să fiu aidoma lor. Dar o întrebare nu-mi dă pace de atunci. Oare am făcut bine? Așa am început să-mi analizez întâmplările. Ce s-a întâmplat?
Acum 3 zile am cumpărat camera asta și o să o folosesc într-un mod original, cred eu. Făcându-mi un jurnal intim. Astăzi am luat un interviu Mihaelei Comnoiu. Să încapă tot apartamentul meu și să mai rămână loc și pentru garaj, te recunosc, n-am mai văzut. Atunci, poftiți în sufragerie. Spuneți-mi, cum vă descurcați în casa asta? Aveți cusolă sau hartă? Sau șișii? După soare. După soare. Colonelul? Admiralul. Pe cuvânt. Vă rog. Pe sănătatea doamnei Mladin. Ca așa ceva eu n-am mai văzut. Domnișoara Mihaela vine imediat. Vă roagă să o așteptați câteva clipe. Să știți că adoră oamenii glumeți. Eu nu sunt glumeț, nu. Ultima mea glumă am făcut-o pe când aveam 5 ani și am spus-o bunicului. Și bunicul meu m-a mângâiat cu milă și mi-a spus, băiete, hai să ne imaginăm că tu nu ai deschis gura. Și eu n-am auzit nimic. Am încheiat citatul. Un om de spirit, bunicul dumneavoastră. Mare om. Mă rog, las loc. Cum vă spuneam, vine imediat domnișoara Mihaela. Mulțumesc. Andrei. Ați terminat cu vizionarea? Nu vă aud răsuflarea și nu mă pricep să fac respirație gură la gură. Eu am alergie la ruși. Vezi ceva? Mm-hmm. O cafea atunci? Nu. Nu beau nici cafea și nici nu fumez. Viciile mele sunt de cu totul o altă natură. Prima întrebare. Astăzi a apărut interviul. Mihaela i-a plăcut. Sunt invitat la o petrecere. Doctorul Comnoiu m-a chemat. Mihaela! Mihaela!
Când ți-am spus că am mama e bolnavă? Ce? Stă mai mult la vila noastră de la munte. E. Doamna, ce? Mm-hmm. Sărut mâna, regina mamă. Ai venit și tu? Ai o figură de parcă ți-ai citit un articol de-al tău. Auzi, cară-te de aici, că mă calci pe sistem. Astăzi am găsit parbrizul mașinii spart și pe scaunul șoferului un mesaj care suna cam așa. Ca parbrizul o să arate și capul tău, dacă nu o lași în pace pe Mihaela. De două zile n-am ieșit din casă, dar la poliție nu le-am spus nimic despre cafteala. Îl aștept pe bunul meu prieten și coleg, Haralambie Necșulescu. Azi mușchile? A? Ce bun erau mușchile. Chiar de la o vacă nebună. Oh, Marian Sulcer, Marian Sulcer, Marian Sulcer. Uite-o și pe mecena. Te-a încălzit la zoo? Badigaz la tigri? Lasă motanul în pace, că dacă l-ați mut pe tine, bucăți te face. Mecena, șofă-i. De ce pătești dacă umbli cu contrabasiste? Cu cine umblu eu, mă? Mă rog, cu violoniste. Cu de-alea care umblă cu sacâze. Te-a aburit rău de tot asta. Auzi? Da. Mersul pe jos e foarte sănătos. Hai, pușcheala, hai. Bine. Tot mai e jucăria aia în care îți notezi gândurile. Înveți să joci tenis, să vezi ce mult o să-ți placă. Bună! Bine că nu te enervezi. Oh, unde-s cheile mele? Andrei, ce e? Ce s-a întâmplat? Nu-mi găsesc cheile. Poate ai uitat de la vestiarul. Lasă-mă în pace. Astăzi am găsit cheia și pe cheie era o bobiță de ceară. Alo? Domnule Mladin. Încă el, da. Îți ofer 100 de milioane ca să o lași pe Mihaela Comnoi în pace. În bibliotecă, în istoria literaturii, ai un avans în valută. Alo? Știu că ai găsit banii. Las-o pe Mihaela în pace. Îmi plăcerea, te rog, să dăm o cupă de șampanie împreună. Oh, domnule doctor, sunt onorat. Bruderschaft! Și? Sunt foarte onorat. Tot? Până la fund. Am arătul ăsta să-i cadă pe drum, Mihaela Comnoi.
oamenii ăștia cărți? Una are un titlu gubilitic, Argoul ca jargon. Le notre comme le conifer. Exact. Acum pot să fac o foaie. Sper să te simți bine. Merg. Fețele voastre s-au vă strâmbat, mamă. Pot, pot, sigur, da, da. Uite-aci. Da, că pot să mă țin, da? Da. Uite-aci. Lasă-te. Așa. Mulțumesc, nea Valentine. Îmi scriu un roman spre viața ta. Bine, mă. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace.